9 și 23 de minute, Techiș a venit în studiourile Trainet. Bună, bună dimineața, acum ți-am dat acces la microfon. Bună. Ce faci, dragule? Uite, foarte bine pe aici, pe la voi, prin studio. Analizam un obiectiv, ca să fiu sincer cu tine, să zic ce făceam în secunda asta. Așa. Dar nu înțeleg nimic, că nu prea mă pricep eu. Da, un obiectiv e de care e, mă, unde e? Mădălin e aici cu noi, dar el nu se vede, că este îi place un, să stea în spatele. E 4 P 18 105. Apropo, asta e bine, asta e o caterică la mulți ani, Techiș, și am văzut că aseară a postat cineva faza aia cu canalul de YouTube. Da, bă, da, mulțumesc. Care e faza? Ce? Păi am creat canalul de YouTube acum 7 ani. Bine, da? Nu, azi, mă, stai, mă, pe 4, pe 5, pe 4. Pe 4. Uite, stai, e, reglați puțin camera acolo la Techiș. Bravo, acum, mă, așa. Acum 7 ani mi-am creat contul de YouTube. Dar, da, de fapt, tu ai postat, când ai postat? Când a fost primul? Pe 12 ianuarie sau 16 ianuarie. Iulie. Cred că iulie. 16 iulie, iulie primul. Bine, teoretic, primul de pe canalul principal acum. Hai că păi mai acum sunt ești, și altele înainte. Ești un fel de Mr. Beast de România cu 17 canale. De la... De la emisiuni de cooking la tot. De toate, încerc, testez, experimentez și eu. Și încă o chestie tare, că na, noi suntem prieteni de atâta timp, știu că îți place să mergi la stand-up. Da. Și chiar faci, ai făcut niște momente pe acolo. Am făcut niște momente, da. Și chiar ai vrea să apuci de stand-up, îți place treaba asta? Adică... Aș vrea să mă apuc, îi dorința mea cea mai mare, cred că în prezent. Adică asta vreau să fac 100%, dacă... În viața asta nu o să urc pe o scenă, să umplu sala, să-i fac să râdă, am să fiu tare dezamăgit. Băi, de mine. Ce tare, eu știu că, da, tu, eu de când ne cunoaștem, a evoluat extrem de mult și mai ales pe partea asta, ai că asta cu video editing, deja lumea știe, vede treaba asta. Da. Dar în interacțiunea cu oamenii, că tu erai un om așa, bine, și eu eram un introvertit, cum s-ar spune, bine, nici acum nu ești mare extrovertit, depinde cu ce persoană stai. Da, da. Dar mă bucur că cumva treaba asta care te-a pus direct în fața publicului, realmente să faci glume, te-a făcut să realizezi, nu știu, dacă, de cât timp ai tu treaba asta cu stand-up-ul, de cât timp îți place? Îți place de când te-ai apucat de YouTube sau s-a întâmplat acum ceva timp? Nici nu știu, sincer, habar n-am, dar să zicem de vreo 2 ani, I guess, dar nu știu, dintotdeauna mi-a plăcut să fac glume și să încerc să fac oamenii să râdă, că... Cumva și la baza canalului de YouTube tot asta e. Da, asta tot e motivul. Să stai puțin mai aproape de microfon, cred. Eu așa mai aproape de microfon? Ba, oh, mai departe. Mai departe, sigur. Că sigur, da. N-audio, nu te aud eu foarte bine. Eu nu te aud deloc, nu știu dacă ar trebui să te aud aici. Nu mă auzi? Încăși nu, trebuia. Nu, no, ar fi trebuit, dar eu mă aud. Adică se înregistrează pe record, o să avem și pe live să aude, dar okay. Măcar muzica auzi, instrumentală. N-auzi nimic, nu. N-auzi nimic, dar pe tine te auzi? Ha? Dar pe tine te auzi măcar? Nici pe mine, mă, nu. Nu? Eu n-am căștile să-mi țină părul. Eu nu cred așa da, ceva. Da, nu știu, cred că nu-s băgat. Tehnicul! Nu-s conectat. Ce se întâmplă? Lasă, dar stai așa cu ele, să pară că, na. Zic măcar ce melodie e fundal, să știu cum să mă mișc. E o melodie așa mai. Ok, gata. E pe hype, adică e o melodie de-asta, dansantă. Eu dau din cap aici. Și încă o chestie pe care vreau să o pună. Da. Ce părere tu despre criptomonede? Investești acolo, ai investit? Eu știu treaba asta, dar oamenii nu știu. Nu, da, am băgat bine, aici niște nu, bani. Nu trebuie să dai și dacă investești și dacă nu trebuie să o dăm ca mamă, trebuie să faceți asta că e bine. Da, clar, nu. Eu nu, am băgat. N-am ieșit cu nimic. Sunt în pagubă, nu mai bag. Da? Deci ești pe... Mi-a făcut de rost, da. Mai degrabă bag într-o, nu știu, vacanță până la Azuga. Foarte bun, oricum tu în ultima perioadă. Bine, tu oricum ești un, nu hipio, nu știu cum să spun. Faci toate, te-ai apucat și de să iei aul, să mergi cu motocicleta. Da, să... da. Te dai cu snowboard-ul, pleci pe la munte, faci drumeții, mergi la concerte prin Londra, ești peste tot. Mă, stai că dacă le zici așa pare că sunt foarte activ. Da, tot încerc să fac și eu lucruri. Păi ziceai înainte să intrăm în emisie că ai fost în Londra și că e preferata ta. E țara mea preferată din cele două în care am fost. Da, nu, e foarte fain în Londra, într-adevăr, și am fost... Mamă, dar acum pare că sunt cel mai mare aventurier, am fost luna trecută în Italia. Și a fost și acolo foarte fain. Dar chiar că ai fost, mă. Am făcut maica mea, da, în Italia și a fost senzațional. E frumos cineva. E frumos și poate o să faci o obișnuință din treaba asta. Bă, să... vreau, adică am fost în Italia, în zona Siciliei ceva și am ajuns într-un loc în munte ceva. Așa. Cel mai frumos loc pe care l-am fost în viața mea și nu știu când o să-l depășească ceva. Bă, a fost senzațional, nu știu. Ce tare, și a fost și cu mama ta foarte. Cred că a fost frumos tare. A fost. Și ce vreau să te mai întreb, revine oare vreodată seria Sirenele? Bă,
Seria revine dacă revine și serialul. Cum ar fi să revină seria fără serial, știi? Să faci tu, să inventezi. Fac eu un serial. Că eu chiar acum două zile m-am reuitat. Eram cu cineva acasă la mine și la un moment dat, numai, și ne uitam la un vlog și am zis, bă, o să-l chem pe Bogdan la mine în emisiune, la ăla. Și mi-a zis, bă, stai mă, că mi se pare cunosc cu Bogdan. Și am arătat seria ta. Și am zis, bă, hai că arăt puțin să nu plictisesc fata. Și efectiv zicea, nu, vreau să mai văd, Adică chiar a fost foarte tare și are toate episoadele, cred că au peste 1,5 milioane, ceva pe acolo, 1,6 milioane de vizualizări. N-am mai urmărit. Da, nu, unul din ele știu, sau două din ele, cel puțin, știu că au peste, au peste 1,6 milioane și e... Ce e tare că nu sunt piese în România, bine, îți dai seama că acum sunt, dar nu sunt multe piese care sunt cunoscute în România care să depășească chestia asta și mi se pare foarte tare că cumva eu tind să cred că prin toată chestia asta cu sirenele, că bine, Andra la un moment dat, na, s-a supărat, ea nu s-a supărat, dar tu chiar ai ajutat la promovarea serialului, adică la modul, l-ai făcut mai cunoscut decât era, sincer. Și eu, sincer, și mulți alții, mă uitam la tine să văd ce se întâmplă, ce urmează. Eu eram captivat de ce se întâmplă în episodul următor și mă uitam la Techeș, că tu făceai frumos, făceai rezumatul serialului. Și mi s-a părut foarte tare treaba asta. Doamne, mulțumesc, mulțumesc. Da, cu drag și sport. Dar tu te-ai împăcat cu Andra sau cum... Păi nu știu, mă, ți-am zis, m-a salutat acum vreo săptămână, nu știu dacă vreau neapărat sau nu, dar un salut s-a întâmplat acolo. Părea foarte că, bine. Adică nu vedeam o privire de aia cu ură, să zic că m-am intrat prin mine cu privirea. Nu, ei. Cred că poate au finalizat faptul că tu n-ai făcut chestia asta să... Să îi faci rău sau ceva. Tu efectiv ai găsit content și exact, ai zis, bă, exact. Hai să fac amuzament, hai să râdem, să râdă toată comunitatea și să fie totul ok. Plus de asta că te știu de atâta timp și niciodată n-ai fost hater sau să zici, bă, vreau să fac ceva, să fac rău unui om sau așa. Și Andra, dacă ne ascultă, dacă o să vezi înregistrarea asta undeva, să știi că Bogdan e un băiat super bun și că tot ce a făcut el acolo n-a fost să te defăimezi, a fost doar strict amuzament, entertainment, cum se spune în zilele noastre. Și mă și aud acum în căști, vai ce frumos da, este. Te auzi, da, uite da, tehnicul, mulțumim frumos tehnic. Că ai făcut și auzi și muzica sau da? Aud tot, acum mine să vorbesc mai mult să mă aud pe mine, că e mișto. Da. Ia că da, chiar n-a vorbit Techeș, mai mult am vorbit eu, ia spune-ne ceva Techeș. Yo, faci, ce să vă mai zic, nu mai știu ce să vă mai zic, prin ce țări am mai fost, stai da, să ia, spune-ne. Bă, numai în Africa am fost în vreo 5. Așa. Le-am uitat numele, stai să am fost de mult, aveam 10 ani. Da, la 10 ani a fost prima mea călătorie singur și am mers în Africa. Dar chiar e pe bune asta? Nu, ce n-ai mai de-abia, am plecat până la Brașov, până la Borsec. La Brașov. Bă, și ce place la tine, Techeș, nu știu de câte ori ai mai fost tu la radio. Bine, de fapt ai mai fost când eram noi mai de mult, dacă ții minte, am fost eu cu tine și cu băieții. Minte, da. Și îmi place că eu, din câți invitați am avut, majoritatea încearcă să vorbească mai așa, sunt aici la radio. Așa mai... Păi da, să încearcă să-și facă vocea de radio. Da, dar se auzeau încă de la început, dacă m-aș fi auzit și eu încă de la început, eram și eu, adică... Eu am vorbit cu vocea mea, acum nu pot să o schimb, că ar fi ciudat. Nu mai schimb, că ar fi, ar zice lumea, cine ai mai schimbat invitatul, care-i faza? Noroc că vremurile astea ne dau și că, na, radio a început doar strict la căști se auzea sau la casetofoane, la ce se auzea, la radio ordinare vechi, dar acum avem și camera, adică multă lume îmi spune că, mamă, cucule, ce bine de tine că mergi la radio, nu te vede nimeni, că trebuie să fii dichisit, să... Așa, dar uite că îmi fac viața mai grea, între ghilimele, că nu îmi place mult când îmi chem invitați și de fiecare dată îmi chem invitați care îmi sunt dragi mie, nu chem doar așa de dragul cifrelor sau să zic, mamă, chem pe nu știu care că ce-a făcut el. Și de-aia cu tine știu că ne știm de atâta timp și chiar mi-e drag de ce faci tu și mă bucur de fiecare dată când văd că ai mai atins un milestone, mai ales când ai câștigat și la Game Awards, Game Video Awards, zic bine. Game Video Awards, da. Câte premii ai luat acolo? Că ai fost nu mai știu, 3 sau 4. Un fel de Billie la Grammy ai fost. Da, nu, eu nu mă așteptam la niciunul, sincer, fără niciun gram de modestie sau ceva. Eu m-am dus doar așa, m-am invitat oamenii, am zis, hai să văd ce mai acolo, mai cunoști un om, mai un alta. Da, tare, cred că ai luat de toate categoriile care ai fost... Nu cred, nu știu dacă am luat toate. Nu, dar oricum, nu cred, ai fost acolo, am văzut. M-am bucurat tare să văd treaba asta. Mulțumesc, mulțumesc. Uite, o întrebare mai serioasă acum, de data asta, revenim la chestii serioase. Nu. Și știu asta, că am mai vorbit noi. Ai fost vreodată în depresie? Cum ai trecut peste asta? Încă mă zbat. Încă încerc. Da, nu știu.
Acum am o perioadă așa mai aiurea, încerc să mă pun înapoi pe picioare. Am încercat să fac foarte multe lucruri deodată, m-am prăjit un pic încercând să le fac pe toate. Au venit din urmă lucruri. Burnout, cum se spune, nu? Da. Da, și nu știu. Acum vreau să mă apuc mai mult de sport, poate mă ajută și asta, am să mă duc un pic în sport mai mult, să uit de gânduri, că asta e că dacă nu faci nimic și ești numai tu cu gândurile tale, nebunești mai clar, tare și te apunzi acolo în ele. Intri, te aprofundezi toată situația și ai timp să te gândești la toate chestiile negative, în loc să te gândești la chestiile pozitive, că și eu am... De-aia te-am întrebat, că și eu am avut o perioadă de asta mai nasoală, acum sunt bine, chit că eu de obicei iarna, nu știu, așa se activează la mine iarna când e sezonul rece, atunci intră, nu depresia, că nu e neapărat depresia, păi că n-am fost pe medicamentație sau chestii genul ăsta și cumva de multe ori exagerăm cu termenul ăsta de depresie, dar e o stare mai pe care n-ai vrea să o ai, știi? Da. Și știam că ai avut așa o perioadă mai... mai nasoală, să zic așa, și vreau să văd cum te mai simți. Și sunt bine, ești. Da. Bine, cumva știu ce trebuie să fac ca să ies din ea, nu mai fac destul de greu să pui în practică, știi? Adică răspunsul ai, dar... Bă, așa e, că uite, de multe ori e și chestia asta în România, că dacă mergi la psiholog, de exemplu, toată lumea te vede bine. S-a mai remediat situația, că oamenii și-au mai dat seama, că cred că au mai văzut prin seriale, prin filme, că de fapt oamenii care merg la psiholog, de fapt aia sunt oamenii care vor să elimine problema și să găsească o soluție. Evident, da. Și de multe ori, eu la început, când am fost prima dată la psiholog, eu nu știam, eram doar ce vedeam la televizor, eu vedeam doar cum rezolvau cazurile, nu știu ce se întâmpla și ce întrebări primeau pacienții. Da. Și eu când am fost prima dată la chestia asta, am fost la modul, bă, dar femeia asta, că era o femeie, mi-a spus ce știam deja, dar de fapt ea cumva a încercat să ia un subiect, să zică, bă, nu știu, ești în depresie pentru că. Și vorbeam despre chestia asta și era o confesiune în fața unei persoane care, bă, din punct de vedere legal, nu are voie să spună altceva. Și de multe ori avem probleme pe care nu poți să discuți nici cu mama, nici cu tata, nici cu fratele, nici cu iubita, iubitul sau așa mai departe. Și mi se pare că oamenii ar trebui să facă chestia asta. Și au început să facă asta. Tu ai făcut chestia asta? Da, nu mai știu, merg de vreo... Nu știu, nu cred că am un an. Dar mergeam săptămânal, la un moment dat, într-o 3 luni, după aia n-am mai rărit, că nu mai simțeam nevoia neapărat. După care au plecat și ea în concediu, nu mai răspundea la telefon, crea că sunt supărat pe mine. Am mai încercat să mai schimb, am mai fost la 2 diferiți, dar nu fost la fel. M-am întors tot acolo, la mea basics. Principală. Da. Și acum, ar trebui să mă duc săptămâna asta, cred că trebuie să dau eu un semn că am fost plecat. Dar, în mare parte, o dată pe săptămână cred că mă duc. Cam vreau să implementez aia. Păi, în teorie vreau să fac zilnic sport, trebuie să am zilnic factorul sport. Săptămâna, o dată, terapie neapărat. Și încă o dată mi-am pus și masaj. Fac și masaj. Ce bun! Simt că, cumva încerc să... Tu știu că aveai, nu știu dacă mai faci chestia asta, dar acum ceva, cred că vreo 3 ani. Aveai tu chestia aia cu dușul rece, ai făcut ziua, nu știu cât de duș rece. Bă, sunt aici. Da? Încă sunt cu, ieri n-am putut. Încerc să fac în fiecare zi, dar... Eu am încercat, dar mi-e tare greu. Dar și mie mi-e greu, îți dai seama, după atâta timp, că am început, am început, nu e ca și mă fac zilnic, dar când am făcut-o prima oară, trebuie ceva timp. Da, e dureros, într-adevăr. E dureros, adică, dar depinde, te simți mai bine, nu? Da, clar te simți mai bine. Bă, și sunt unele momente în care îți dai cu apă rece și se simte bine, adică... îi plăcere, chiar dacă bagă cineva mâna și nebunește acolo. Eu mi-am amintit de chestia asta pentru că s-a întâmplat, uite cum e universul ăsta, acum câteva zile înainte să sun pe tine să zic dacă vrei să vii. Am văzut un TikTok parcă la un un psiholog, psihiatru, nu știu ce naiba era de afară, care spunea că tot așa vorbea despre subiectul depresie și așa mai departe și spunea că pe lângă să-ți găsești good habits și să faci lucruri, că altfel intri în alte probleme. Era și dușul ăsta, zicea că îți pune sânge de mișcare și că altfel îți începi ziua. Doar că mie e greu, eu sunt și genul ăla comod, bine, nu sunt ca Cuza, că tu știi pe Cuza cum e, că mirești de căldură plus 180 de grade. Dar și eu cumva în ultima perioadă am început să devin mai sensibil, deși eu am copilărie la țară și știi treaba asta, la munte și la frig. Vreau și eu să mă apuc de treaba asta. Dar am văzut la tine și cumva
tu ești una din persoanele, cum e, mai sunt persoane pe care le urmăresc pe Instagram, bine, trebuie să mai șterg din oameni, că au spus prea mulți, da. Dar ești una din persoanele care uneori mă inspiră, gen, și cu sala. Mulțumesc. Și cu astea. Am fost o perioadă amândoi la acea sală, da. Dar eu mutându-mă în altă zona orașului mi-a fost mult mai greu, că tu ești mai aproape puțin de sală acolo, și dacă mergi tot acolo. Tot acolo mă duc, da, doar că acum Iuria, că a venit perioada asta rece și eu mă duceam cu motorul, știi, că dacă mă duc cu motorul fac 5 minute, dacă mă duc cu mașina fac jumătate de oră în funcție de când da, plec. Nu, e nasol cu traficul. Ei, din București. Foarte, da. Dacă vă plângeți prin provincie că aveți probleme cu traficul, da. Veniți în București și vedeți care e faza. E destul de greu. Cum ești tu, Bogdan? Ce mai faci? Ce proiecte mai ai? Cum vezi tu proiectul Bogdan Techeș? Bă, proiectul Bogdan Techeș, asta e chestia, că nu... S-a dus în foarte multe părți. Din Bogdan Techeș s-a născut și un Techeș Bogdanul, un canal de vloguri, s-a născut și un Techeș Gaming, un canal de gaming, un Techeș cu motorul, voiam să fac și cu motorul, am dat drumul și la un proiect cu un joc care a fost destul de... Poți să zici că nu e ca și cum Metin 2, nu? Metin 2, da, și na, acolo s-au întâmplat niște lucruri care m-au... nu știu cum să mă exprim, dar... Nu vreau să zic că am luat o țeapă, însă a fost o experiență neplăcută. Da, deci a fost neplăcută, că am văzut că ți-a plăcut, ai fost și piesă pe tema asta cu... Păi asta e că eu am făcut, m-am dedicat acolo trup și suflet, doar că ideea e că proiectul nu l-am făcut numai eu, erau mai mulți oameni implicați și oamenii care erau implicați nu au fost cei mai... cu care am relaționat cel mai bine și o trebuie să ne despărțim și au fost niște discuții, amenințări, chestii, au fost o poveste de aiurea. Însă e ok că a fost o bună lecție de viață, știi, adică cumva am învățat multe după aia, deși am avut multe de pierdut, foarte multe de pierdut. Lasă-mă că e bine cumva că mă gândesc că s-a terminat totul cu bine. Da, acum lucrez la altul, cumva să încerc să despăgubesc oamenii care s-au apucat de ăla și am dezamăgit, încerc să fac acum ceva, adică tot încă mai lupt un pic pentru ăla. Dar e bine, cumva ți-am zis, acum am încercat să fac mult prea multe și te prăjești în încercarea de a le face pe toate, ori nu mai faci nimic, ori le faci mai prost. Și acum asta încerc acum să fac, să mă pun pe picioare, să-mi aleg 2-3 lucruri maxim pe care să le fac, vreau să mă concentrez pe canalul mare, pe stand-up și pe gaming, cred că aș vrea să mă bag. Tu ești fix ca mine, dar puțin mai bine decât mine. Bine, acum am și o stabilitate asta cu radio și îmi place tare mult și cumva nu că mă obligă, că e un cuvânt urât, că nu mă obligă, că îmi place tare mult, adică nu sunt angajat. Sunt angajat prin acte, dar îmi place tare mult și știi că eram, că mă certa cu asta de fiecare dată, că sunt de lăsător, că eu dar dacă trage cineva de mine și treaba asta cu radio mă face să fac lucruri obliga forța cum ar veni. Da. Și de multe ori și eu sunt la fel, exact ca tine, că știi prea bine că vreau să fac muzică, vreau să fac montaj, vreau să fac vlog, și îți genul de om exact ca românul ăla care e bun la toate, dar nu face nimic. Păi da, asta e. Și măcar tu ai mai făcut, ai avut și o perioadă în care n-ai mai postat, dar na. Trebuie să le ai perioadele astea, că uite și cu noi cu proiectul Noapte Târziu ne întreabă lumea când mai facem parodii, când mai facem lucruri, dar uite, băieții mei sunt la Te Cunosc, bine, au terminat filmările pentru sezonul ăsta, dar ei nu-și dau seama cât de mult timp îți ia să faci un proiect de genul ăsta, că ei cred că doar merg la filmare și aia a fost 4 ore de filmare, dar nu sunt 4 ore de filmare, sunt zile de filmări. Și pentru cei care ne ascultă și mai întreabă de Noaptea Târziu, o să mai vină cândva niște chestii, proiectul Noaptea Târziu o să rămână acolo, să fie un fel de 3 sud-est. Și mă bucur că cumva, uite, și treaba asta cu jocul cu Metin 2 s-a întâmplat, dar uite că tu tot vrei cumva să răsplătești oamenii și să faci din nou, că unii oameni și-ar fi luat bagajelul și s-ar fi ascuns undeva în munți și aia ar fi fost. Era mult mai bine să fac asta pentru mine, pentru sănătatea mea mentală, fizică, dar am zis, hai mă, să nu simt că e greu să mă duc să ies, am zis, hai că mai lupt un pic, mai trag, mai încerc, adică... Dacă bine nici că... acum nu iese după ce mai bag fisa asta, atunci drept mă duc, gata, am încercat-o, n-a reușit. Atunci a fost semnul la mare că n-avea sens să faci treaba asta. Da. Bogdan, ți-am zis cred că la telefon, nu știu dacă știi, eu am o chestie, e o chestie basic, care se face de când lumea. Am întrebări fulgeri la care trebuie să răspunzi foarte repede cu alba sau neagra, sunt vreo 8. Deci nu ești răspuns corect. Nu, la modul te întreb A sau B și tu zici A sau B. Ok, sigur. Și dacă vrei după aia, dacă sunt niște întrebări care poate zici tu că sunt mai, în care chiar n-ai de, ai vrea să nu răspunzi, să zici sau, poți să zici după aia, bă, de ce am zis A și nu B, sau așa. Ok, cred. Da. Bine. Hai să o să vezi, nu e ceva, nu-ți dai seama că nu te pun într-o postură nasoală. O să dau drumul la această piesă de suspans, sper să o auzi, sper să stai așa, să vedem dacă... Să vedem dacă se aude pe... Ia stai așa, că dăm cu tranziție. Wow. Dar de ce mă aud eu? Stai că e pornit așa. Da, este un... Ne auzeam noi de două ori. Îl auzi?
Ce muzică? Tensiunea. E, e, o audio. Stai că dau la maxim să auzi. Aoleu. Ok, da, ok. Dau mai încet. Hai să vedem. Așa. Bogdan Techeș. Da. La întrebări fulger cu cu gram. Ok, ok. Hai să vedem. Bogdanel, prima întrebare. Motocicletă sau mașină? Motocicletă. Mamă, ce răspuns. Nu mă așteptam la așa ceva incredibil de rapid. Dar să te pun la a doua întrebare. Așa. Cuza sau Emi? Sau. Dar nu trebuie să zici acum, da, și după. Dracu să ia. Nu, mă. Trebuie să-ți aleg dintre două. Ai de viața mea. De ce îmi faci asta? Zic că nu-i greu. Asta e cea mai grea, că după aia nu mai... Nu uite ce-mi face, mă, și fulge, tu să răspunde mult. Da. Vreau să zic... N-ai, e chiar grea, hai că... Trebuie... Să te las oare? Nu știu, cum vrei. Eu... Hai că te las, mulțumesc. Că măi, ți-e grea, da, și nu... Ai... Nu așa, e ok. Mulțumesc, mulțumesc. Hai că acum începe alea mai ușoare. Ia să vedem. LOL sau Metin 2? LOL, tot în ziua, stai. Eram sigur, acum mai după discuția, da, anterioară. Da, nu mai suport, nu mai vreau să aud Metin. YouTube sau Twitch? YouTube. Bun, că ăsta te-a făcut cine ești. Dar cumva și Twitch-ul cred că îți place. Sau mai faci Twitch? Bă, îmi place, nu mai fac, dar și de asta vreau să mă reapuc. Dar iar vreau să nu fie ceva prea... Mm-hmm. Vreau să calmează-te un pic, Bogdan, asta e. Adică nu mai okay. Încerca tu să faci de tot. Da, asta că dacă te apuc, dacă te pun iar la întrebări ce vrei să mai faci, ce-ți vin încă 20 de idei. Da, îți dai seama. Dar lasă că e bine să fii creativ și să-ți vină idei. Bă, da. Antol sau Electric Castle? Electric Castle. Eram sigur. Da. Delia sau Andra? Delia. Bun. București sau Toplița? Toplița. Bun. Și ultima întrebare, asta nu e atât de dificilă, că oricum nu te știe niciunul dintre ei, sau nu știu dacă te știu. Riles sau Ras? Riles. Riles, așa, da, că nu știu cum. Chiar am vrut să întreb cum se pronunță, dar am zis că poate mă dau de gol și îți dai seama de idee, dar te-am întrebat de Ras, că nu mai știam cum îl cheamă pe băiat. Riles. Deci da, ai scăpat de asta cu Cuza și Amy. De obicei le pun la fiecare invitat, pun o întrebare de asta. Pun de astea ușoare și pun întrebarea roșie, cum e la emisiunea de pe Canal D. Da, și da, la tine te-am lăsat, că te-am văzut că nu știai ce să spui. Nu, n-ai cum, e greu. Dacă amândoi au fost, de fapt toți trei am fost la bun început și păi fiecare da, a avut impactul spre asupra vieții tale. Exact, da. Da, Bogdan, ai trecut cu brio testul ăsta, în afară de asta, acum n-a. Asta e, cu 9, că dacă răspundeai și la asta, erai... Atunci da, eram, după da. Aia te sună Acuza sau Emi. Da, bă, da. Știi cum se-i. Bă, dar chiar așa, l-ai ales pe Acuza sau l-ai ales pe Emi, chiar așa o faci? Da, stai să dau drumul la bedul celălalt, că am trecut, ai trecut de testul ăsta. Bun. Băi, Bogdan, nu știu ce, oricum au trecut, mamă, au trecut vreo 25 de minute fără să-mi dau seama. Și mă bucur mult că am stat de povești. Bine, mai mult am vorbit eu până când te-ai auzit, că abia după ce s-a auzit Bogdan a început să vorbească. Dar mă bucur tare mult că am stat de povești. Cum spuneam aseară, când bem o cafea și vorbim, dar tu nu bei cafea. Eu nu beau cafea, tu ești cu ceiuțul, dar am uitat să te... Trebuia să te aștept cu un ceai, da? Da, nu, că e ok, apa e bună. E bună și apa? Apa e cea mai bună, da. Apa da. E cea mai bună. Yeah, yeah. Băi, Bogdan, ce să zic, nu știu, mulțumesc frumos că ai venit și ca idee la anul o să mă apuc tot aici la Radio Trenești sau și la mine pe canal, vreau să fac o serie de podcasturi, dar nu podcasturi de care vorbeam noi, dar puțin altfel și nu atât de basic în care doar stai la povești. Da. Și îți dai seama că o să fiu unul dintre invitații mei în care să vorbim mai multe, să stăm mai... Că aici la radio știi că ți-am și zis, bă, vreo 20 de minute cu mai mult nu se poate, că na. Da, da, evident, asta evident. E radio, n-ai ce să faci. Da. Mulțumesc frumos, dacă vrei să transmiți ceva oamenilor înainte de a ieși din transmisie. Îți mulțumesc și eu de invitație în primul rând și ce să le transmit oamenilor? Nu mi-am pregătit un mesaj. Să le transmit să pună preț pe lucrurile care cu adevărat contează, pe sănătate, pe familie, pe prieteni și așa mai departe, să nu lucruri materiale de astea, clasicul. Ce frumos. Clasicul, da. Încercați să cât mai multe good habits, de astea, de astea, fiți sănătoși, fiți bine. Foarte frumos. Și fiți buni. Yeah. Sărbători fericite, cum ar spune cineva, că vin sărbătorile. Da. Mulțumesc din suflet, Bogdan, că ai venit la mine în emisiune și ne mai vedem și cu altă ocazie și ce să zic. Intrați la Bogdan pe Bogdan Techeș, așa e peste tot. Da, da, și de da. La canalul mare Bogdan Techeș o să găsești pe Techeș Bogdanul și pe exact. Toate.
Bine, mersi frumos, Bogdan. Eu sunt Cucu și s-a terminat și emisia de azi. Vă mulțumesc frumos că a stat alături de mine. Vă pup și vă las cu colega mea Lala, care o să stea până la ora 1 cu voi. Vă pup, Cucu am fost eu, Techeș a fost cu mine. Vă pup, o zi extraordinară. Ciao! Ciao, ciao!